Cine este Petru? Împotrivă? Mulțumesc. Abține. Mulțumesc. Posibilă este trecută majoritatea. Dacă nu se colectează mai mult și ținând seama de scumpirile care au loc la energie electrică, la energia termică, la combustibil, benzină, motorină, ținând seama și de inflație, vom fi puși în fața faptului de a cheltui un buget care de la an la altul este aproximativ în jur de 270-300 de miliarde de lei, iar acea inflație de care tot se vorbește, de 15% acumulată în 3 ani de zile, practic eu cu acel buget local o să fac cam cu 15% mai puțin. Deci așteptările cetățenilor în cazul acesta rămân. Gradul de colectare a taxelor și impozitelor nu numai la nivelul municipiului nostru, ci și la nivelul țării lasă de dorit. În momentul de față, noi suntem undeva în jurul la 60-65%. Cine sunt este platnici? Este puțin, este chiar foarte puțin. Cine sunt platnici? Vorbim de firme, de persoane juridice? Acum la începutul anului, Serviciul de Taxe și Impozite o să publice pe site-ul primăriei pe toți acei care sunt datori la bugetul local. În ședința de astăzi a Consiliului Local s-au votat taxele și impozitele pe 2013. Grupul PDL, din care faceți dumneavoastră parte, a votat împotriva acestei hotărâri. Sigur, nu numai că astăzi am votat împotriva, dar și vineri au fost același subiect luat în discuție, taxele și impozitele locale. Iată că astăzi Consiliul Local a fost pus în fața unei situații mai delicate, și anume executivul a venit cu o propunere de creștere reală a taxelor și impozitelor cu 16%. Acest 16% rezultă dintr-o creștere cu 6% pe care a impus-o o hotărâre de guvern, apărută foarte recent, vineri noaptea, dacă nu mă înșel, pentru că mai nou guvernul se levă că numai noaptea de asemenea hotărâri pe care ar fi trebuit să le dea înainte de campanie electorală, dar și la care autoritatea publică locală poate veni cu o majorare de până la 20%. Astăzi executivul a propus 10% din aceste 20%, încât real creșterea va fi de 16%. Deci cetățeanul ghirlean va plăti în 2013 cu 16% la taxele și impozitele principale, clădiri, terenuri, mașini, pentru că sunt și alte taxe și impozite stabilite pe plan local. Deci revenind, această creștere cu 16%, noi am considerat-o prea mare. Probabil că dacă s-ar fi mers la nivelul prevăzut în hotărârea de guvern, am fi fost de acord, dar poate nici în acest caz, deoarece noi înțelegem că executivul își dorește mai mulți bani la buget pentru realizarea unor proiecte. Însă, aceste proiecte pot fi realizate și cu sprijinul Guvernului sau Consiliului Județean, pentru că eu așa am înțeles, ghirlenii când au votat majoritar USL atât la locale cât și la parlamentare, au votat pentru că li s-a promis că municipalitatea va fi sprijinită în realizarea unor proiecte. Păi cum va fi sprijinită dacă astăzi acest sprijin se cere cetățeanului ghirlean și nu vine de la Guvern sau de la Consiliul Județean? Tocmai pe acest considerent noi am votat împotrivă, pe undeva să forțăm în acestui Guvern care a cerut votul și sprijinul cetățenilor ghirleni să ajute pe acei ghirleni, nu neapărat pe acei care au votat, ci întreaga municipalitate să fie sprijinită în financiar în realizarea unor proiecte. De asemenea, sunt și alte surse pentru finanțarea proiectelor, cum ar fi fonduri europene sau anumite fonduri și proiecte sprijinite prin hotărâri și ordonanțe ale Guvernului. Din păcate, în acest an,
am asistat la foarte multe tăieri ale bugetului. Să ne aducem aminte proiectul de hotărâre din iulie, prin care s-au returnat 10 miliarde pe care municipalitatea i-a primit de la guvernul Boc. Guvernul Ponta și-a început mandatul în Gherla cu o tăiere de 10 miliarde. Sigur, gherlenii văd că nu au ținut cont de acest lucru, poate că nici nu cunosc și nu simt acest mecanism, dar cu siguranță se va simți în perioada următoare, deoarece urmează un an foarte dificil și pentru faptul că este, să spunem așa, pentru guvernul USL este o mândrie că au foarte mulți primari și președinți de consilii județene, iată că și-au dat seama că acest lucru nu este neapărat un avantaj și au trecut, să spunem așa, adunarea fondurilor pe spatele contribuabilului și nu de la guvern, deoarece vor fi foarte mulți primari și foarte multe comunități care sunt de culoare USL și vor bate la ușa lor în anul 2013. Sperăm că își vor apleca urechea și la comunitatea ghirleană, cu toate că astăzi, din nefericire, bugetul va fi alimentat cu o cotă de 16% în plus, repet, pe spatele contribuabilului ghirlean. Exista această posibilitate de a mări sau de a reașeza anumite taxe și impozite, s-a mers pe creștere și s-a profitat, să spun așa, de această oportunitate. Probabil și cu alte gânduri electorale, că știu mai bine Mărești la început decât după aia, asta vom vedea. Politica fiscală și-o face executivul, însă ea este aprobată de Consiliul Local.